N-am înțeles adesea de ce sunt încercare. Nu pricepeam, o Doamne, când lucrurile la răbdare. Tu mă sfârmai, Iisuse, ca pe un ciorchin de struguri, să storci un vin curat și astfel să te bucuri. N-am înțeles atunci, în foc și în disperare, că neîncercat în viață nu poți avea valoare. Că aurul nu-i aur de nu rezistă în foc, nici cel care cârtește nu-i pocăit deloc. Nu înțelegeam că viața cu un parfum frumos se simte mult mai tare în omul credincios atunci când sfânta soră sau scumpii noștri frați sunt ca și trandafirii, din nou, iarăși presați. Nu cunoșteam ce înseamnă durerea sau amarul, când îmi mergea prea bine, nu cunoșteam calvarul. Însă acum, o Doamne, căzuta mea-o, iar sorții, ca să pășesc eu însumi prin valea umbrei morții. Nu știu cât încercarea va cere de la mine, dar știu că mă va face să seamăn mult cu tine. Iar dacă este greu, nu cad de oboseală, mă întăresc lăuntric, chiar de mă trec pe afară. E viața noastră scurtă și tare trecătoare, iar diavolul dorește mai mult să ne doboare, ca să cârtești, să murmuri atunci când ești la greu. Să nu te aseameni, frate, deloc cu Dumnezeu. De azi ești încercat tu, prieten, soră, frate. Nu te lăsa înfrânt, nu fă deloc păcate. Nu murmura deloc când focul arde tare, căci iată izbăvirea curând și ea apare. N-am înțeles atunci ce rol are încercarea, dar astăzi știu, cunosc, mi-a mai crescut răbdarea. Acum cunosc mai bine de ce Tu m-ai zdrobit. O, Doamne, știu acum, a Te sluji smerit. Nu voi mai plânge astăzi cu plânsul cel de-atunci, căzut în deznădejde, căci greul Tu mi-l duci. Tu-mi porți a mea povară cu mâna Ta de fier, și mă ajuți, o Doamne, până voi ajunge în cer. Îți mulțumesc acum de tot ce Tu mi-ai dat, din clipele când, Doamne, prin greu m-ai învățat, cărarea cea curată ce duce în veșnicii, ce-i prea ades cu lacrimi și uneori cu spini. Îți mulțumesc, Iisuse, că singur nu mă lași, ci Tu îmi ești alături la fiecare pas. Cu Tine pe cărare drumul nu-mi pare greu și știu că voi ajunge în rai la Dumnezeu. Amin.